Bun găsit, sunt Adriana Nedelea și urmărim împreună cele mai importante informații. Începem! Premii de 2500 de lei pe lună, diurnă, cazare și masă gratuite pentru studenții la medicină, care vor fi în alte localități decât centrele universitare unde studiază sau localitățile de domiciliu sau reședință. E un proiect al guvernului, care se adresează studenților la medicină, studenți care vor să participe la procesul de îngrijire a bolnavilor COVID în spitale, pe bază de voluntariat. E o propunere care a fost anunțată de secretarul de stat, Raed Arafat, după ce guvernul a discutat ieri în primă lectură un proiect de ordonanță de urgență. Studenții la medicină care se vor înscrie ca voluntari să ajute personalul medical la îngrijirea bolnavilor COVID-19 vor beneficia de prime de 2500 de lei. Ordonanța prevede și acordarea dreptului de liberă practică temporară medicilor absolvenți ai facultăților de medicină, medicilor rezidenți, indiferent de anul de pregătire în rezidențiat, pe durata situației cu care ne confruntăm cu coronavirus, astfel încât să poată să lucreze sub supraveghere în spitale și să asiste în secțiile în care sunt îngrijiți pacienții care suferă de COVID-19. Așadar, Guvernul României cheamă studenții în spitalele COVID. Avem nevoie de ajutor. În direct cu noi este domnul profesor Viorel Jinga și domnul rector al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Bună ziua, domnule profesor, domnule doctor. Mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cum vi se pare această propunere? Este limpede, Guvernul României are nevoie de ajutor, are nevoie de studenții la medicină, de absolvenți, de rezidenți în spitalele COVID. Cum a venit propunerea? Și cum vi se pare? În primul rând, studenții mediciniști au fost întotdeauna extrem de activi în a-și oferi voluntariatul, să spun așa, în diferite activități care să ajute în această perioadă. Începând cu crearea de viziere, un număr foarte mare de viziere, în centrul nostru 3D, ulterior în call center și numai de mult de acum 2-3 săptămâni, în activitatea de anchete epidemiologice, știți foarte bine că a fost la Stadionul Național, la Arena Națională, chiar și premierul, ca să le mulțumească, pentru faptul că 140 de studenți fiecare zi au ajutat la aceste anchete epidemiologice pentru a ajunge la zi cu acestea. Poate că dacă urmează platoul, este și datorită activității acestor studenți. Desigur că această idee, care a venit de la domnul Raed Arafat, ne-a fost admisă pe un grup de WhatsApp rectorilor și majoritatea rectorilor, nu numai cei care sunt rectori la Universitatea de Medicină și Farmacie și cei care sunt la universități comprehensive, care au facultate de medicină în structura universității, au fost de acord și de asemenea am luat legătura cu Cristian Persu, președintele Asociațiilor Studenților din Facultatea de Medicină, încă de aseară când a apărut comunicatul. Și până astăzi, discutând chiar acum 5 minute cu Cristian, mi-a spus că s-au oferit voluntari foarte mulți studenți. Această cifră de 3.000, sigur că nu va fi acoperită de la început. Această cifră, sigur că poate nu e nevoie de atâția studenți în momentul de față. Cred că vom începe cu anii mari. De fapt, în discuțiile cu domnul Raed Arafat, s-a stabilit că vor merge studenții din anii clinici, din anul 4, 5 și 6, și cei de la asistență medicală, cei care se pregătesc pentru a deveni asistenți medicali din ultimii 2 ani. Deci studenți care au fost în spitale și știu în mare parte să se echipeze sau vor fi învățați să se echipeze. Desigur că participarea acestor studenți nu va fi în calitate, să zicem, în ghilimele de medici. Ei vor ajuta în partea de nursing și se va da chiar o derogare, am înțeles, pentru acest lucru, pentru a putea să lucreze, să nu aibă probleme, să spunem, de malpraxis. După ce termină medicina, evident că se dă rezidențiatul. Noi avem chiar duminică rezidențiatul, pe 15 noiembrie. Sunt 4.300 de candidați, numai în București. Acești rezidenți ar putea să intre, după ce iau examenul, pe diferite specialități, să intre deja în activitatea din spitale cât mai repede, să aibă drept de liberă practică. Când termin medicina, de obicei, nu ai drept de liberă practică. Și doar dacă faci rezidențiatul față de medicină dentară, de exemplu, sau de farmacie, unde ai liberă practică și poți începe activitatea respectivă.
Din datele pe care le aveți, domnule rector, din discuțiile cu studenții de la universitate, puteți estima câți își doresc să se înscrie ca voluntari? Câți vor vrea să meargă voluntari în spitalele COVID? Nu am acum estimat exact la numărul lor, dar, repet, președintele Asociației Studenților Medicini mi-a confirmat că s-ar putea să ajungem pe țară, evident, la acea cifră de 2500-3000 de studenți, dar, repet, probabil că acum nu este nevoie de atâția studenți. Desigur că ei vor merge în centrele universitare, cum s-a spus, sau în alte județe. Mă gândeam, eventual, să începem cu cei care au stagiu de boli infecțioase sau de pneumologie sau de ATI, pentru ca să se echivaleze mai ușor și aceste stagii, să nu fie nevoie de refaceri foarte multe ulterior acestei perioade. Lor li se vor echivala anumite materii dacă vor merge voluntari în spitale. După cum ați văzut, domnul Raed Arafat a prezentat într-o primă lectură această ordonanță, urmând probabil să discute și cu noi și noi să discutăm în senatele universitare, modalitatea de echivalare a acestei activități nu este simplu. Noi avem sistem modular, adică un stagiu, după aceea alte stagii, nu este un stagiu pe parcursul întregului semestru, dar vom găsi la nivelul senatului universitar modalități de echivalare pentru a face față acestei situații, desigur imprevizibilă și nu știm nici cât va dura. Probabil că sunt estimări că va crește exponențial numărul infectaților și de aici și dorința de sau rugămintea de a se adresa universităților și studenților pentru a ajuta în această activitate. Repet, actualmente eu nu consider că e chiar nevoie de studenți în acest moment, dar probabil în perioada următoare, după ce vor fi repartizați și rezidenții care vor lua rezidențiatul și dacă va crește numărul de cazuri, atunci va fi nevoie de studenți. Deocamdată eu cred că doar o pregătire a acestei activități. Asta înseamnă că dacă ei vor dori sau vor accepta să meargă în spitalele COVID, li se va echivala examenul, să zic, la o anumită materie. Adică nu vor mai fi nevoiți să susțină examenele la anumite materii pentru că sunt în spitale sau sunt și în spitale. Nu vom echivala examenul, vom echivala activitatea clinică. Examenul va fi examen obișnuit. Sigur, poate amânat într-o altă perioadă, dar nu, examenul în sine va fi, nu le dăm o notă, ci se va echivala activitatea pe care fi trebuit să o desfășoare pentru a ajunge la un examen. Care este principala temere a studenților, domnule rector? Cu siguranță sunt și tineri, poate anul întâi, anul doi, cărora le este teamă să ajungă în spitale, le este frică. Da, spuneam mai devreme că nu o să ducem anul întâi și doi, numai din anii clinici. La București noi am mers pe sistemul hibrid, adică sunt cursurile online, dar sunt prezent, sigur, poate număr mai mic în spitale și acum. Și faptul că noi am mers pe această idee a sistemului hibrid, de atunci eu spuneam celor care erau speriați, nu chema studenții în spitale. Deci trebuie să continuăm activitatea, medicina nu se poate învăța online, să vedeți că mai târziu o să fie nevoie de studenți să ajute în activitatea în spitale. Și din păcate s-a ajuns la ceea ce am spus atunci, vedeți această acțiune. Noi am continuat cu prezența studenților în spitale, sigur că acolo unde se putea, în zona verde, în zona în care sunt pacienții testați, în număr mai mic, dar fără să întrerupem activitatea aceasta de stagiu clinic, sigur, sub auspiciile acestei pandemii, repet, un număr mai mic și o perioadă mai scurtă, dar poate mai intensiv la patul pacientului. Cu excepția spitalelor COVID, în care sigur că n-au mai intrat studenții. Ce știu să facă, apropo de pregătire, domnule rector, ce știe să facă, ce poate să facă într-un spital COVID un student din anul 4 sau 5 sau 6 sau un rezident? Ce ar putea face? Legat de studenți, desigur că ei vor fi mai mult ca și nursing, să spunem. Am colegi rezidenți care au plecat în Franța și vorbim cu ei, erau urologi, în ATI nu făceau decât să întoarcă pacientul în decubit ventral sau să ajute cât puteau, nefăcând de fapt ceva de specialitatea lui. Așa vor fi și studenții, vor face partea de nursing, partea de documente, vor fi un fel de asistență ai doctorilor, să spunem așa, pe când rezidenții, sigur, vor fi integrați cu coordonatorii lor în activitățile obișnuite, începând cu specialitățile de bază în această perioadă, adică boli infecțioase, pneumologie, boli interne, ATI. Ceilalți, probabil că vor fi și ei un fel de ajutoare ale doctorilor în zonele respective,
Este foarte adevărat că sunt în spitalele COVID cadre medicale foarte obosite după o perioadă foarte lungă și acest ajutor sigur că va conta mult pentru aceste cadre medicale. Cadrele medicale au foarte multe documente și de scris la care vor ajuta studenții, poate chiar la comunicarea cu rudele pacienților. Îmi spune cineva că la ATI, de exemplu, se pierde mult timp de comunicare cu familia pacienților internați. Apropo de oportunitatea chemării studenților în spitale sau chemarea absolvenților, chemarea rezidenților, cum vedeți, domnule rector, domnule doctor, evoluția coronavirus în România și când credeți că da, vom avea nevoie 100% să chemăm studenții în spitale? Nu pot să fac previziuni, am văzut că mulți colegi ai noștri care sunt angrenați și în activitatea de monitorizare a pandemiei au mai greșit pentru că au făcut niște estimări și ulterior estimările nu s-au adeverit. Părerea mea este, după cum văd în ultima perioadă, că se va ajunge totuși la un platou și s-ar putea să nu fie nevoie mai devreme de o lună, două de studenți în spitale. Dar, repet, nu sunt epidemiolog și nu pot estima evoluția acestei pandemii, cum de altfel, cu toate statisticile, nimeni nu poate răspunde foarte clar acest lucru. Studenții care acceptă, care își doresc să meargă voluntari în spitalele COVID, ce vă spun, domnule doctor? De ce vor să meargă? Recunosc că n-am vorbit decât cu președintele asociației lor, n-am făcut un studiu să văd motivația pentru care vor să meargă. Sigur că, în primul rând, eu cred că vor să implice prin prisma faptului că sunt în domeniul medical și vor să demonstreze că au venit la facultate cu dorința de a face bine, de a ajuta și de a se implica total în această activitate medicală. Cred că mai puțin pentru acei 2500 de lei, care sunt un fel de bursă, știu că poți să spui voluntariat cu bani, nu este voluntariat cu bani, este o bursă care se acordă, așa cum dăm și burse pentru studenții meritoși. Cei care n-ar dori să meargă de teamă, de frică, ce le-ați transmite, ce le-ați spune? Le-aș spune așa cum vă spuneam că la noi e sistemul hibrid și au fost și studenți care au comentat că nu vor să vină în spitale. Mai ales părinții acestora sunt foarte speriați. Trebuie să le spunem foarte clar că medicina înseamnă și sacrificiu, dar păstrând uneori și respectând toate măsurile de siguranță, de multe ori și este demonstrat și în multe spitale că nu s-au infectat cadrele medicale neapărat în spital, ci în socializarea de zi cu zi, mai ales când a plecat în concedii. Este clar că și la cei tineri nu este totuși de cele mai multe evoluție dificilă a bolii, să trece mult mai ușor. Este adevărat că nu știi niciodată de la început, în funcție de încărcătura virală, poți să ai și o evoluție, Doamne ferește, și chiar să fie cu urmări nefaste. Dar, repet, au ales medicină, din stat s-au angajat că trebuie să fie pe frontul activității de vindecare a pacienților, trebuie să vină în spitale, să vadă ce se întâmplă în această perioadă, poate să dureze și mai mult și vor fi pregătiți altfel și pentru alte evenimente ulterioare, dacă se vor mai întâmpla în perioada vieții lor. La dumneavoastră, cum e în spital, domnule rector? Sunteți și șeful clinicii de urologie, Spitalul Teodor Burghele. Cum e în această perioadă în spital? Din fericire, la noi nu a fost focare în rândul cadrelor medicale. Avem și studenți care fac stagiu clinic în spital. Avem pacienții pe care îi testăm la internare pe cei internați, astfel încât noi știm că avem o zonă verde. Se operează poate nu la fel de mult ca înainte. Este foarte adevărat că avem mai puțin pacienți, au o teamă de a veni la spital. Avem pacienți mai mult cu patologie acută, mai puțin pentru patologie cronică, dar întotdeauna dimineața la noi la triaj este oarecare coadă și pacienții vin, sunt examinați, iar cei care sunt cu indicații operatorie sunt testați, se operează, deci este o activitate normală. Ne-am organizat și în două schimburi, ca să nu fie foarte mulți medici și rezidenți în aceeași perioadă. Se respectă măsurile de siguranță și deocamdată spun că suntem oarecum liniștiți.
În contextul coronavirus, domnule doctor, se vorbește și despre vaccinul anticovid. Avem acest barometru de sănătate publică realizat în octombrie. 4 din 10 români spun că nu s-ar vaccina împotriva coronavirusului dacă în următoarea perioadă ar exista un astfel de ser. O treime dintre români spun că ar aștepta mai întâi să vadă dacă alții care s-au vaccinat au avut probleme. Cum priviți această situație? Sigur că la orice medicație nouă, unii așteaptă să vadă efectele acestea la ceilalți și eventual și efectele secundare, dacă apar. Nu va fi o vaccinare obligatorie cu siguranță, dar există însă și anumite elemente antivaccin, să spunem, chiar în presă și nu neapărat ziariști, dar cei care se exprimă în presă, opțiunea lor de a nu se vaccina. Ca la orice vaccinare vor fi unii dintre noi care nu o să dorească să se vaccineze, probabil că va conta foarte mult dacă apar efecte secundare, care acum nu sunt încă demonstrate în studiile clinice care au loc, de aceea se întârzie și cu vaccinul pentru ca acele EMEA sau FDA-ul sau chiar ANM-ul nostru să dea aprobări pentru vaccin la care s-a demonstrat că este sigur și nu are efecte secundare. Probabil că în timp se va crește numărul celor care vor dori să se vaccineze. Cu siguranță nu va fi vaccin pentru toți de la început și atunci, treptat, văzând efectul probabil pozitiv al vaccinării, pe care îl sperăm, desigur, nu putem să anticipăm nici acel lucru de acum, vor veni și se vor vaccina și ceilalți care sunt poate mai reticenți în a se administra vaccinul și cu timpul, repet, s-ar putea să ajungem totuși la un echilibru, astfel încât pandemia să se mai potolească. O ultimă întrebare, domnule rector, domnule doctor, apropo de potolire. Sunteți optimist? Cât ar mai putea dura această perioadă tulbure? Iarăși îmi puneți o întrebare la care nu aș vrea să răspund pe perioada anume. Sperăm că până în primăvară să mai avem probleme, după care încet, încet pe vară să ajungem la un număr foarte mic de cazuri. Ați văzut că în Japonia dimineața este valul 3, deci foarte multe valuri, dar se pare că doar vaccinarea ar putea să întrerupă aceste noi valuri care ar putea apare. Dar dacă vaccinurile vor fi într-adevăr eficiente, pe ce perioadă vor fi eficiente, eu cred că nu știm încă foarte sigur. Mulțumesc foarte mult, domnule rector. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc mult. Mulțumesc pentru că ați intrat în direct cu noi, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, domnul doctor Viorel Jinga. Așadar, premii de 2500 de lei pe lună, diurnă, cazare și masă gratuite pentru studenții la medicină care vor accepta pe bază de voluntariat să meargă în spitalele COVID pentru a ajuta la îngrijirea pacienților, la îngrijirea bolnavilor de coronavirus din România. Deocamdată e vorba de o propunere, este limpede însă că guvernul cheamă studenții în spitalele COVID. Avem nevoie de ajutor. Urmărim firește subiectul. Ultimele informații sunt pe site-ul nostru libertatea.ro, date noi și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem, sunt Adriana Nedelea. Rămâneți alături de noi!